Așa cum ne-au obișnuit an de an, oamenii legii sunt alături de cetățeni în orice condiții. Dacă zi de zi polițiștii și jandarmii veghează la siguranța cetățenilor, nici data de 1 martie nu putea fi altfel. Primii care au acționat au fost agenții serviciului rutier. Toate mașinile conduse de doamne și domnișoare au fost trase pe dreapta, nu pentru ca șoferii să fie legitimați, ci pentru a primi în dar o floare și un mărțișor. În cadrul campaniei Alege Viața, poliția rutieră împreună cu partenerii noștri, Omia Sincerat, vă oferim un mărțișor și o floare. Vă urăm drum bun fără evenimente rutiere. Cu această ocazie, poliția rutieră, întregul efectiv al poliției rutiere, agenți și ofițeri de poliție rutieră, profită de acest moment și în cadrul campaniei Alege Viața, oferă un mărțișor și o floare participantelor la trafic, atât conducătorul auto, cât și în calitate de pieton. Este o tradiție deja în județul Olt, de fiecare dată de 1 și 8 martie, cadre poliției rutiere să rămâneze și să dăruiască cât o floare sau cât un mărțișor sexului frumos. Nici doamnele care s-au deplasat ieri prin oraș în calitate de pietoni nu au fost uitate. Ele au primit din partea polițiștilor rutieri și a jandarmilor simbolul primăverii. Am oferit femeilor din municipiul Slatina flori și mărțișoare cu ocazia zilei mărțișorului și dorim să transmitem pe această cale tuturor femeilor să aibă un an plin de împliniri, bucurie în suflet, primăvara să le fie aproape. Gestul oamenilor legii le-a impresionat pe slătinence. Foarte frumos. S-a mai întâmplat să fiți oprită în trafic? Da. Anul trecut și acum 2 ani, da. Foarte frumos din partea lor. Foarte frumos din partea jandarmilor. Vă așteptați? Sincer, nu. Foarte frumos. Mulțumim. Vă așteptați să vă oprească? Să vă oprească? Nu ne așteptăm. S-a mai întâmplat? Nu, e prima dată. Acțiunea va fi reluată peste o săptămână, mai exact pe 8 martie, când vor sărbători Ziua Internațională a Femeii.